pentru acest mare privilegiu care ne-a dat ca să putem să stăm înaintea Lui și după masa aceasta și pentru faptul că încă un an am putut să petrecem în lumea aceasta călăuziți și ocrotiți de puterea Sa divină. Prin multe binecuvântări Domnul ne le-a dat în anul acesta, prin multe încercări am trecut fiecare de noi. Unii am pierdut pe cei dragi ai noștri din familie, alții au venit copii în lume și Dumnezeu ne-a purtat de grijă în chip minunat și mulțumim pentru purtarea Sa minunată de grijă și am dorit ca El să rămâie mai departe și în seara aceasta, în adunare și mai mult ca atât, să rămâie în inimile noastre, să ne călăuzească prin Duhul Sfânt și să ne dea noi în bolduri de slujire și de apropiere de Dumnezeu. Că dacă vine Domnul Iisus Hristos la noapte, sau dacă vine mâine, sau dacă suntem careva chemați la Domnul, să putem să auzim cuvântul acela minunat, vine o slugă bună și credincioasă, peste puține lucruri ai fost pus, moștenește împărăția Tatălui care a fost pregătită înainte de veșnicia. Amin. Și dorim ca Dumnezeul nostru, prin Duhul Său cel Sfânt, să ne facă să fim mai aproape unii de alții, să ne vin mai mulți în anul care vine, să trăim mai aproape de Dumnezeu, să căutăm să slujim și mai mult Domnului, pentru că este loc de apropiere, este loc de unde să putem sluji, să-L vestim pe Dumnezeu nostru la oamenii care sunt în jurul nostru și să facem chiar și cum a zis robul lui Dumnezeu David, că voi vesti numele Tău fraților mei în adunare. Și noi aceasta o facem ori de câte ori avem ocazia și mulțumim Domnului că Domnul este Cel care veghează. Domnul este Cel care ne ocrotește și ne călăuzește prin lumea aceasta și ne poartă de grijă. Și mai mult ca atât, ne-a promis că ne dă viața veșnică slăvit să fie în numele Domnului. Mă voi folosi de un cuvânt al Domnului pe care Dumnezeu l-a dat robului Său Moise ca învățătură și pentru că este sărbătorirea anului nou, voi citi din Leviticul, din capitolul 23, ce Domnul a vorbit robului Său Moise și cum i-a poruncit ca să sărbătorească anul. Pentru că nu este nimic greșit să sărbătorim un an nou, după cum n-a fost greșit să sărbătorim și nașterea Domnului Iisus Hristos o săptămână urmă. Și dacă aceasta a fost voia și porunca Domnului, și noi putem să sărbătorim anul nou care vine și rugăm pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze în anul care vine. Și El o va face. Știți de ce va face? Pentru că ne-a iubit și ne iubește cu o dragoste veșnică. Și a dovedit-o prin fapte lucrul acesta când din dragoste pentru noi a trimis pe unicul Său Fiu ca să vină în lume, ca oricine va crede în jertfa Domnului Iisus Hristos să fie mântuit, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Citim cuvântul Domnului și spune aici așa din versetul 23 din capitolul 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor Israel și spune: în luna șaptea, în cea de întâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbețe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În acea zi să vestiți sărbătoarea și să aveți adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate lucrurile în care veți locui. Să păziți poruncele mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. Să nu ne cestiți numele meu cel sfânt ca să fiți sfinți în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul care vă sfințesc și care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și eu sunt Domnul. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare, oricare, îl voi nimici din mijlocul poporului meu. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este deci o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Și aceasta să fie pentru voi o zi de săbat, o zi de odihnă și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta din seara zilea nouă până în seara următoare și să păziți săbatul vostru. Amin. Domnul Dumnezeul lui Israel vorbește robului Său Moise și dă porunca aceasta cum trebuie să sărbătorească anul nou. Și aici scrie robul lui Dumnezeu Moise și zice: vorbește copiilor Israel și spune: în ziua șaptea, în cea din tâi zi, să aveți o zi de odihnă, să vestiți cu trâmbițe de sunete și o adunare sfântă. Și în seara aceasta
poporul din biserica aceasta are o adunare sfântă și vestim cuvântul Domnului cu trâmbița buzilor noastre, pentru că așa a fost porunca Domnului și spune că în zilele acestea, când vom sărbători anul nou, să nu facem niciun fel de lucrare de slujbă. Deci atunci când sărbătorim ziua anului noi, suntem chemați ca să o sfințim prin comportarea noastră, prin purtarea noastră și prin ceea ce vom face. Și dacă nu facem așa, atunci zice așa cuvântul Domnului: în aceeași zi să aveți sărbătoarea aceasta sfântă și să nu faceți nici o slujbă de slugă, ci în toate să faceți așa după cum am poruncit eu, zice Domnului Moise. Și robul lui Dumnezeu Moise, fiind un copil al lui Dumnezeu și un proroc al Domnului mare, el a ascultat de Dumnezeu și a vorbit poporului Israel în tocmai cum Dumnezeu i-a poruncit. Și astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește nouă că în acest timp și în această vreme când sărbătorim anul nou, trebuie să fim sfinți și curați și să sărbătorim așa după cum Domnul poruncește și cum a poruncit și poporul Israel. Să nu ne cinstiți numele meu cel sfânt, ca să fiu sfințit în mijlocul copiilor Israel, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dacă nu vom face așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, aici spune cuvântul lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt că ne cinstim pe Dumnezeul nostru datorită faptului că nu împlinim porunca Domnului. Și atunci când nu împlinim porunca Domnului, atunci Dumnezeu este supărat pe noi și vine vremea când trebuie să ne pedepsească. Și de multe ori se întâmplă că suntem pedepsiți datorită faptului că nu cinstim numele lui Dumnezeu pe deplin, așa cum a poruncit El. Și eu mă rog în seara aceasta și zic fraților și surorilor care ne ascultă cuvântul Domnului de aici, că voi să cinstiți numele Domnului, voi să iubiți pe Domnul Dumnezeu vostru, să căutați să slujiți Dumnezeului vostru cu toată inima voastră, cu tot cugetul vostru și cu toată puterea. De ce? Pentru că Domnul v-a făcut parte de mântuirea sufletelor voastre. Domnul v-a chemat din lumea de afară și nu numai atât că v-a chemat și v-a dat mântuire pentru sufletele voastre, dar și v-a sigilat cu Duhul Sfânt pentru eternitate. Și aș vrea ca noi să respectăm lucrul acesta și să-L iubim pe Dumnezeu nostru și să-L cinstim, pentru că El este Cel care ne-a iubit mai întâi. N-ai fost și n-am fost cu nimic mai bun decât alții. Amin. Dar mare a fost bunătatea lui Dumnezeu. Mare a fost dragostea lui Dumnezeu care te-a căutat și te-a chemat din lume și te-a făcut să fii copilul Său. Dacă în lumea aceasta un om oricare se bucură de onoare și de o cinste oricare, atunci când este pus într-o funcție, oricare, într-un job oricare, cu cât mai mult ar trebui noi ca să iubim și să respectăm pe Dumnezeu nostru, pentru că ne-a făcut să fim fii și fiice ale Lui, slăvit să fie în numele Domnului. Așa cum spune Ioan în Epistola Soboricească, în capitolul 3, zice: acum suntem copii al Dumnezeu și nu știm ce vom fi încă, dar știm că atunci când se va arăta Iisus Hristos Domnul nostru, vom fi asemenea Domnului nostru. Binecuvântat să fie în numele Domnului pentru mântuirea care ne-a dat-o în dar, pentru cei ce vom fi, pentru că cuvântul Lui este da și amin. Și zice aici așa, în versetul 33, că și eu v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul vostru. Slăvit să fie numele Domnului. El ne-a scos din Egiptul pământean. El ne-a scos din lumea de păcate și ne-a dus la El. Și ne-a făcut să fim copii ai Lui, slăvit să-i fie numele Lui, pentru că Dumnezeul nostru ne-a iubit și ne iubește cu o dragoste veșnică și știu că El nu va falimenta în ce privește pregătirea și ocrotirea noastră, că a spus că poate să se mute munți în adâncul mărilor și poate să se cutremere în mări, orice stâncă să se dărâme, dar zice, dragostea mea nu se va depărta de tine, pentru că voi fi cu tine și în tine în toate zilele vieții tale. Este promisiunea lui Dumnezeu și știu că promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Și că El este credincios promisiunilor sale și ceea ce promite și face. Și El este Cel care ne-a promis mântuire pentru sufletele noastre și ne-a promis că ne va da cununa vieții veșnice. Și noi credem lucrul acesta dacă îi vom sluji cu scumpătate și dacă îi vom sluji cu curăție de inimă. Ce depinde de noi, sfințiți, să vă spune Duhul Sfânt prin gura Apostolului Pavel, pentru că eu sunt sfânt. Și dacă ne sfințim, vom fi cu adevărat copii al lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta.
Pentru că eu v-am dat o poruncă, zice Domnul, și voi să faceți așa cum v-am poruncit eu. Și porunca Domnului a fost ca noi și în seara aceasta să sărbătorim anul nou și această poruncă vedem că se duce la îndeplinire în biserica aceasta și eu mulțumesc fraților, mulțumesc adunării care au acceptat ca să vin în casa de adunare, să ne întâlnim și aici să avem părtășii din cuvântul Domnului și apoi să avem și părtășii la masa de dragoste care va fi în mijlocul nostru. Este un lucru frumos și bun, așa după cum apostolii sărbătoreau în vechime, că zice că erau nelipsiți de la templu și luau masa cu bucurie. Nu este rău că avem și o masă de dragoste în mijlocul nostru și mulțumim fraților care ne-au invitat și pe noi, care suntem din alte părți, și am putut să venim, să avem părtășii cu ei. Și Domnul, zic, să vă binecuvinteze pe toți, pentru că timpul mi s-a dus și așa am fost instruit ca să țin numai mult de 20 de minute. Mă opresc aici și vă transmit salutul bisericii din care fac parte și zic ca Domnul să vă binecuvinteze și când aveți ocazia, căutați-mă și vom avea bucurii și acolo unde slujesc Domnul în biserica respectivă. Și mulțumesc, Domnul, că și voi să veniți să ne căutați. Amin. Amin.